De fiecare dată m-am rugat pentru ea. Pentru sănătatea ei, când n-am știut, am zis că na, poate ea mărâtă, poate e năcăjită, poate o duce mai bine ca mine, poate o duce mai rău. Niciodată nu. Dacă nu e lângă mine, de unde să știu? Mi-aș dori tare mult să o văd. Parcă de aștept. O slăbitură așa în inimă, m-am supărat tare și de multe ori am început să plâng, plângeam, mi-a zis, uite, un singur copil am și ăla este dat. Și când mai stăteam așa, uite, toată lumea, un copil și n-am putut să-l țin. Pare rău, deci totuși s-a întâmplat. A văzut lumina zilei în septembrie 1996 în comuna ieșeană Ruginoasa. Era primul copil din familie, însă între cei doi părinți, lanțul de iubire se rupsese de mult. Tatăl a plecat la muncă undeva prin sudul țării, iar mama s-a întors la părinți, lăsându-și copila în grija bunicilor paterni. Avea doar câteva luni și era pentru ultima oară când își ținea fata în brațe. Fata a lăsat-o în ei, avem de muncă pe câmp. M-am dus cu dânsa la spisa să o interes, că era bolnăgeară și de acolo mi-a zis să o oprească în spital, dar a rămas în spital cu ochela. Uitată în spital, abandonată de familie, fetița avea să ajungă în curând în grija statului, la Casa de Copii Bucium din Iași. Un stat ale cărui legi privind adopția, inclusiv cea internațională, erau cel puțin îngăduitoare. Așa se face că, la vârsta de 2 ani, Crina avea să fie dată spre adopție unei familii din Palermo, Italia. Nimeni nu i-a întrebat pe părinții naturali dacă sunt de acord cu înfierea, ei susținând că nu au semnat niciun document. Tatăl a rămas singur, nu s-a recăsătorit și n-a mai avut alți copii. Mama și-a refăcut viața și a crescut doi băieți și o fată. Au trecut de atunci 17 ani. Aș vrea să o văd și să o strâng în brațe. Doar atât. În septembrie 2015, într-o după-amiază ploioasă de toamnă, în Piața Unirii din Iași, Crina avea să-și cunoască pentru prima dată părinții ce i-au dat viață. Cum e pentru o mamă să treacă prin astfel de... Foarte greu. Foarte greu. Mă gândesc că nu mai mamă, să nu știi. Foarte greu. Chiar am vorbit cu soțul, cu actualul, care... I-am zis, i-am explicat, o zis că sunt și eu tare, și eu puternic, dar nu pot. Nu știu, o zis că până la momentul potrivit, atunci când ai să o vezi, vezi cum... Îmi amintesc așa, e blondă cu ochii albaștri. Florina. Da. Eu Crina. Da. Maria. M-am piangere. No. Avea 5 ani când a aflat că este înfiată, iar atunci n-a simțit decât curiozitate. Nu am ce să le reproșez. Am fost doar curioasă să-i cunosc. Știu că am două mame și doi tați. Un părinte te naște, altul te crește. Uneori este aceeași persoană, alteori sunt persoane diferite. Când am adoptat-o, am simțit că e copilul meu, de parcă ar fi fost născută chiar de soția mea. Este printre puținele cazuri de adopție internațională făcută în anii 90 în România, în care copiii își întâlnesc părinții naturali. Cel care, din umbră, a reușit să reunească cele două familii este Romeo Ichim, șeful centrului antidrog din Iași. Odată trecută emoția întâlnirii, rămân întrebările, la care se vor găsi, mai devreme sau mai târziu, niște răspunsuri.